anul acesta, în 2010, pentru a 13-a oară la conferința de presă a Festivalului TMB. Am reușit să o definim din start mai mult ca o întâlnire cu presa, pentru că lucrurile sunt ceva mai relaxate, fiind vorba de un eveniment muzical. Alături de mine, reprezentanta Centrului Cultural Francesc, Ingrid Steac, și colegii mei din TMB, Cristina Dan și Alin Vasile Arnan. N-am putut să fim mai mult prezent dintre toți cei care contribuie și la realizarea acestei ediții. Ediția 13-a TMB Festival ce va avea loc între 14 și 16 octombrie, respectiv săptămâna viitoare, fiind realizată de TMB împreună cu Centrul Cultural Francez din Timișoara, Centrul Cultural German, Heineken Electro Nights și Red Bull Music Academy. Evenimentul este destul de cunoscut în Timișoara, cel puțin în ceea ce privește iubitorii de muzică, așa încât n-am să-l mai descriu, n-am să vă mai spun foarte multe lucruri despre artiști, decât în măsura în care vor fi întrebări. Ne bucurăm că reușim și în anul ăsta destul de dificil să facem festivalul la nivelul la care publicul s-a obișnuit și asta se datorează tuturor celor implicați în proiect și menționați de mine anterior. În acest context aș vrea să spun, să punctez câteva lucruri legate totuși de colaborări și de modul în care artiștii au fost invitați. Împreună cu Centrul Cultural Francez din Timișoara și cu Ambasada Franței vom prezenta grupul francez format din doi DJ și un MC numit Dirty Phonics și împreună cu Centrul Cultural German din Timișoara vom prezenta artiștii germani Kapuki și Jaina G. Nu în ultimul rând, seara de joi este realizată împreună cu Red Bull Music Academy. Seara de joi va fi realizată împreună cu Red Bull Music Academy. Ei prezentând artiști cu care ei colaborează în mod special în cadrul Red Bull Music Academy și mă refer la Minus, Kid Cannibal, Dorian Concept, Cosmin Triga, primul și ultimul fiind artiști români implicați în platforma globală Red Bull Music Academy. De asemenea, tot împreună cu ei vine, prezentăm artistul britanic Hudson Know-How. Din punctul meu de vedere, mai sunt puține lucruri de spus. Evenimentul ca și structură seamănă foarte mult cu ediția anterioară. Din păcate, e un an foarte dificil în care foarte greu am fi putut să aducem multe elemente. Noi ne bucurăm că am reușit să-l menținem la același nivel. Am pierdut o parte din finanțatori și sponsori în contextul ăsta, deci de asta spun că suntem cu atât mai fericiți că putem să susținem evenimentul la același nivel. Ziua de joi se va desfășura aici, în Setup Venue, iar zilele principale, vineri și sâmbătă, 15 și 16 octombrie, în Hala Fructus, pe care o cunoașteți deja cei mai mulți dintre voi, pe care am folosit-o de altfel la ultimele două ediții, un spațiu care nouă mi se pare foarte bun pentru genul ăsta de eveniment, el fiind foarte bine amplasat și fiind generos din punct de vedere a spațiului, cu posibilitate foarte bună de a organiza tehnic și nu numai. O să rog pe Ingrid dacă are să ne spună ceva în legătură cu colaborarea noastră. După aceea, probabil o să trecem direct la întrebări, că multe alte lucruri nu au să